Bună ziua! În acest video să facem un unboxing de o motocoasă Alpine 520 de la firma Blade. Așa, aceasta vine într-o cutie unde sunt toate componentele, mai puțin tija care vine separat. Aceasta este un upgrade făcut la vechiul model Carpați. Este mai ușoară, are aceeași putere, dar un carburator ce o face mai economă, consumă mai puțină benzină, este și mai silențioasă. Așa, s-a umblat și la pornire, are o pornire mai ușoară datorită demarorului dublu. Așa, puterea este la fel de 3 cai. Greutatea 7,8 kg totală. Așa, vom desface să vedem ce conține pachetul. Și deci avem motorul. Așa. Capătul reductor. Așa, un corn, apărătoarea, hamul, aici este efectiv motocoasă cu alt corn, așa, discul tăietor cu 3. Crucea de îmbinare, un bidon de amestec, trusa cu chei și încă două accesorii și manualul de instrucțiuni. Așa, vom scoate și tija. Și vom începe ansamblarea. Ok, vom începe ansamblarea. Vom folosi chiar instrumentele ce vin la ea. Așa, avem nevoie de cele două imbusuri. Avem niște șoricei pentru a prinde cablul. Așa, acesta este de la apărătoare. Așa, patru șuruburi. Celelalte piese au șuruburile montate deja pe ele. Ok, mai avem o cheie și o șurubelniță pentru reglaj. Acestea nu ne trebuie, dar le-am scos să le vedeți. Așa, vom monta prima oară oala la ambreiaj. Acolo de la ambreiaj. Atenție cu șurubul către noi, în partea aceasta, către eșapament. Așa, îl fixăm cu cele patru șuruburi de prindere. Le strângem pe poziție. Okay. Așa, acum haideți să montăm și capătul de jos de la tăietor. Avem aici această gaură pentru șurubul și nu-i permite să se învârtă. Desfacem șurubelul ca să putem să vedem gaura. Ok, este pe poziție.
pun la loc. Strângem și celălalt șurub. Așa. Montăm apărătoarea. Distanța dintre apărătoare și capătul de la mosor, fiecare și-o reglează cum vrea, cât de lung vrea să lase firul. Deci aceasta nu este o regulă. Fiecare o montează după preferințe. Așa, șurubăm cele două șuruburi. Ok, am terminat cu partea de jos, punem crucea de îmbinare. Aici la fel, depinde de mâinile fiecăruia cât de lungimea la care o punem. O să o lăsăm slăbită pe aceasta ca să putem să o reglăm și unghiul. Deci stânga, dreapta și sus, jos. Așa. Băgăm prinderea pentru ham pe țeavă. Așa. Okay, acum îmbinăm și tija pe oala de la ambreiaj. Așa, trebuie să nimerim canelurile. Ok. Am nimerit. Așa, scoatem șurubul acesta ca să vedem gaura. Să nimerim gaura perfect. Ok, este pe poziție. Acum îl prindem la loc și îl înfiletăm definitiv. Celălalt șurub. Așa, strângești pe acesta. Așa. Uităm puțin asta la ham. Crucea mai slăbim puțin, am strâns-o prea tare. Ca să putem să o mișcăm. Ok. Cam aceasta să fie poziția. Așa. Venim cu comanda din partea dreaptă, cea de accelerație. Așa. Fixăm poziție. Așa. Și cea din stânga. Așa, avem și de fericit pentru a fixa cablul, să nu atârne. Da.
Ok. Să prindem hamul. Așa. Acum o să prindem și mosorul ăsta. Ok. Deci în partea de jos unde prindem mosorul sau discul, avem un blocaj. Deci aici avem o gaură. Așa. Unde se blochează piulița, să nu se mai învârte. Aceasta se desface cu cheia de bujie și se desface în sens invers, adică spre dreapta se desface. Ok, am desfăcut șaiba și cu piulița. Putem să prindem direct mosorul, așa. Haideți să vă arăt prima oară discul. Deci discul. Desfacem prima șaibă. Punem discul. Vedeți cum intră perfect aici. Așa, punem șaiba a doua. Ok. Șaiba aceasta. Apoi apărătoarea. Și apoi piulița. Așa. Și se strânge pe poziție. Acum noi o să folosim mosorul. Nu mai avem nevoie nici de piuliță, nici de șaiba de protecție. Se înfiletează mosorul. Mosorul puteți să-l înfiletați direct cu ăla. Acesta se va strânge apoi și când vom începe să tăiem. Mergem la mână. Gata. Acum vom face pornirea. Ok, vom face pornirea. Folosim bidonul de amestec. Punem benzină până la 500 de mililitri. Apoi completăm cu ulei în funcție de concentrația care o dorim. Dacă aveți un ulei mai slab calitativ, vă recomand o concentrație mai bogată de ulei. Dacă este un ulei de calitate bună, mai puțin. Ok, acum pentru a porni, deci am pus un pic de benzină. Prima oară acționăm pompița de amorsare de 5-6 ori. Ok. Șocul îl dăm în sus. Avem grijă butonul de on-off să fie pe on. Așa. Apoi tragem. Deci acum lăsăm puțin să meargă și apoi o băgăm în sarcină.